Bună seara, familie, și bine v-am găsit! Exact cum v-am spus și data trecută, mâine o să organizăm cea mai mare petrecere pentru ziua mea. Ne-am înțeles? Da, eu una sunt contra. Da, sunt contra. Nu vreau să-mi distrugi tu mie casa cu ăștia ale tale pagina. Mai e cineva contra? Hai mă, Mihaela, dă-o măsa de treabă, că trebuie ne facem petrecerea. Ai văzut și tu cum te-ai trecut cu Alexandra atunci cât am suferit el? Face-mă, aduc eu tăria. Eu sunt pro petrecere. Facem, Cătăline, facem petrecerea. Doar să o enervăm pe măta asta, na? Pe mine mă doare fix în cur de petrecerea ta. Ce mă bucur că ne înțelegem. Mamă, putem spune că ai rămas cu ochii în soare, flori de dute dracu. Așa, pentru petrecere vreau să-mi spuneți dacă aveți ceva pretenții. Muzică, băutură, mâncare, ce vreți voi vă aduc? Da, mă, da, bine că s-a votat. Dacă tot e vorba de preferințe acum, vreau să-mi fac preparatul meu surpriză. Vreau să fac sarmale cu carne de porumbel. Pe mine nu mă interesează, eu aduc tăria, o să fie perfect. Măi, ți-am spus, mie ca să mă distrez îmi trebuie Nicu Palero. Mie nu-mi trebuie altceva, asta să fie, Nicu Palero. Da, eu cum spuneam, mă doare fix în cur de petrecerea ta. Ok, toate propunerile se acceptă. Acum v-aș ruga foarte frumos să părăsiți încăperea, pentru că o să-mi chem iubita și cel mai bun prieten să mă ajute. Hai odată, că nu stau după voi! M-ai mâncat! Mă duc în beci. Haideți, mă, beci, hai să mergem. Da, bă, dar trebuie să cânt eu mereu cum vrei tu. Hai, andale. Hai, că vine, vede ce e de ora, e zanută după voi. Hai. Hai, Florina, și tu odată. Hai, dragă de proști. Alo, mafia, da. Într-o jumătate de oră vreau să fiți la mine amândoi. Organizăm petrecerea. Da. Dă-o Dumnezeu, măsă de pistie, Alexandru, hai odată! Da, pa! Incapabil, patetici! Acum niște relaxare. Eu, în seara asta, uite pe aici la mine că o combin pe Florina. Mă simt norocos! Da. Gata, iubirea mea, am venit! Și ghici ce am adus pistie? Da. Mă, da, știu și eu că atunci când mergi la ziua cuiva, aduci și tu ceva acolo la mână, un cadou, ceva. Așa neam pro sunteți? Da, așa țăran bărșit ești, că am adus pistie, nesâmpțătule. Eu am venit cu voia bună, du-te, dracu. Sărăcii. Așa. Făcând abstracție de asta, fiți atenți aici că o să organizăm cea mai mare petrecere seara. Alexandru, două dracu de treabă! Scuze, dar nu mă pot abține, tu știi mă cât de bună e? Două dracu, Alexandru, că e scârboasă, băgași mâna până la colț în pistia aia, nu ți-o rușine. Așa va, Andrei, cum spuneam, o să facem cea mai mare petrecere, du-te dracu de scârboasă. Da, bă, Cătăline, e scârboasă. Ia Alexandru, ce dracu ai tu aceea? E bună? Gustă, să vezi ce bune! Am pus mult usturoi! Doamne ferește, odată în viață am și o treabă cu voi și trebuie să fiți serioși și voi vă bate joc de mine! S-ar fi stia, dracu! Dă dracu și mie să văd cum e ea, ce dracu ai aici! Bă, Cătăline, las-o dracu de pistie cu mama ei, că e rău numă ta mare, nu vă băgați și voi la somn! Hai că mâine avem treabă! Hai că mănânc mâine două dracu de pistie! Noapte bună, viața mea! Somn ușor, mâine o să bei până o să cazi în picioare. Da. Mua. Noapte bună, iubirea mea. Mua. Hai, învelește-te să nu-ți fie frig. Da. Doamne, ce frumoasă e când doarme. Restul, sunteți bine acolo? Florina, Andrei? Eu sunt bine, sănătoasă. Gata să-mi fac somnul de frumusețe. Da. Da, mai bine nu se putea.
dracu, Alexandru, doar tu-n pat. Noapte bună. Bă, Cătăline! Oh, Mihaelo, ce dracu, nu te uiți pe unde dai? Ei, bă, dracu, că nu muriși, aha. Vreau să văd dacă v-ați băgat la somn. Aha, hai că e bine. Hai, noapte bună. Bă, la parie, mă, măta asta, să mor eu ultimă doare creștitul capului. Ai, ce dracu. Te doare, vezi, te doare mâine. Alexandru, ia dracu cu picioarele că sunt reci. Noapte bună, prietenii mei și iubitul meu. Hai bă, gata, odată terminați-vă, culcați-vă. Că nu stau după voi, trebuie să fac somn de frumusețe. Mâine e o nouă zi în care mâncăm pistie. Tu te dracu de proastă că m-ai terminat cu o pistie. Hai, noapte bună. Doamne, iamă, în sfârșit am terminat sarmalele mele surpriză. Hai, grele, spate o dată, că avem treabă de făcut. Mama ei, mai ești tu după aia? Era mai o dracu să fie, luai și eu o pauză, că până acum pregătit pentru petrecerea asta. O fie a palire, dar e bună, trebuie să mai așa. Așa, eu trebuie să mă duc să caut tăria aia. Bă, dar un ce putem să pregătească, nu glumă? Neața, iubirea mea. Pregătită? Rise and shiny, iubirea mea. Scuză-mă dacă sunt așa mai șifonată, dar așa sunt eu dimineața. Bună dimineața, frumoșilor, cum ați dormit? Ca o prințesă am dormit, să mor eu. Aha, bună dimineața pentru voi, că eu nu mai pot șale. Am amorțit tot aici. Bună dimineața. Ai mă, Mihaelo, ce dracu ești bătută în cap? Ei, că și tu plăpân mai ești. Aha, bună dimineața, dragilor. Haideți, că e o zi mare. Mai avem puțin și începem. Haideți că eu o să încep să mă pregătesc. Că trebuie să ajungă invitații. Asta e foarte frumos. Pasta a purtat-o și bunicul când a făcut 18 ani. Și la piece de resistance, sacoul. Meu dracu cât mi-e rămas mic. Ce ziceți? Măi, dar ăsta de ce se îmbrăcă așa? Ce face? Păi cum de ce? Ca să-mi aștept prietenii pentru ziua mea. Vin tu și prietenii mei, nu? Mă, dar ăsta știe că nu are niciun prieten. Cătălin, de pupa ta sufletul. Tu nu ai prieteni. Ăștia suntem. Știți ceva? Oricum, dacă aș fi avut prieteni, ar fi venit doar să mănânce și să bea. Uite ca Andrei. O să ne distrăm pe cinste doar noi. Și nu e deloc trist. Păi atunci... Dumnezeu să fie cu noi, haideți, dragii mei, să-i dăm drumul la petrecere!
Alo, ce e aici? Poliția! Doamne, ia-mă! Au venit mascații! Hopa! Am primit apeluri în continuu de la ora 10. Ce căcat se întâmplă aici? Ce e cu mascarada asta? Voi nu știți de program de liniște? Eu am crezut că nu ai prieteni, Cătăline. Ăsta cine mai e? Toate ca toate, dar e cam frumușel polițistul ăsta. Taci, dracu, că ai vrut să vii și tu la petrecere, dar nu știai cum să intri. Ai intrat în infracție. Băiete, nu fii tare în gură cu mine, că ți-o iei grav. Fii atent, știi la ce se folosesc astea? Uite astea. Știi la ce se folosesc? Hai mă, Cătăline, taci dracu de gură, poate ne dă omul ăsta amendă. Aha, păi să fii sigură că vă dau amendă. Fii atent aici. Amenda pentru pentru deranjarea ordinii publice e între 500 și 10.000 de lei. O să vă dau 10.000 de lei. Fii atent. Adică 1.000.000 în bani vechi? Aha, ai vrea tu, mamaie. Hai, sictir, măgarole, că sunt măsa, nu sunt măsa mare. Aha, așa bătrână sunt, du-te, dracu, de aceea. 100 de milioane. Adios, los amigos. Cătăline, ce pot spune? Ne-am distrat, a fost pe cinste, dar eu nu-ți plătesc amenda mâncată sufletul. E treaba ta. Haide să mergem, că s-a spart petrecerea. Lasă, Cătăline, nu te stresa acum de ziua ta. La câte bișnițări știu eu, în două zile îi facem, fii atent aici. Mâine ne apucăm, gata. Putem spune că s-a căcat în petrecerea mea.